am regăsit! Iată-ne din nou împreună la o nouă întâlnire de joacă, de cântece, de voie bună și de multă, multă distracție. Pentru că suntem în prag de sărbătoare, e prilej de mare, mare, mare distracție aici la noi în platou. Și ne vom distra împreună, vom vorbi despre sărbătoarea care ne întâmpină cu copilașii de la grădinița Gulliver. Spiridușule, îi ajuns tu să se prezinte. Pe acești frumoși, frumoși. La care vă rog să vă prezentați, da? Să vă spuneți numele și ce vârstă aveți, da? Poftim. Pe mine mă cheamă Sara Țânța și Iulia și am 5 ani și jumate. Pe mine mă cheamă Kish Aron și am 5 ani. Bravo. Pe mine mă cheamă Patricia Bărbuș Maria și am 5 ani jumate. Pe mine mă cheamă Paiu Luca și am 6 ani. Pe mine mă cheamă Odal Mihaela Calina și am 5 ani. Pe mine mă cheamă Rafael Alexandru și am 5 ani jumate cu 6 luni. 5 ani cu 6 luni, bravo, sunteți copilași mari, frumoși. Și de grupă ziceați că sunteți, cum se numește? Grupa Fâșilor. Știți voi ce sărbătoare bate la ușile noastre? Moș Crăciun și Moș Nicolae. Păi, și una și alta. Acum mai Moș Crăciun. Vine Moș Crăciun. Moș Nicolae nu a fost pe la voi. Ba, pe la mine doar. Și la mine. Și v-a adus ce fac să... Da. Mie și Duciu și jucării. Și mie. Dar știți voi cine e de fapt Moș Nicolae? Fondul Nicolae. Bravo. El este un fel de frate la Moș Crăciun, da? Numai că mi-a pus, da? El nu are așa mulți bani ca și moșul. Și moșul... Eu știu. Pentru că Moș Nicolae are mai puțin spiriduș și Moș Crăciun are mai mult spiriduș. Ajutoare, ai văzut? Ok, și atunci, abia acum vine moșul cu cadouri, cu sacurile pline, da? Și atunci e mare, mare bucurie când vine Moș Crăciun. În toate casele, nu-i așa? În toate familiile. Toată... Să văd, voi v-ați pregătit pentru sărbătoare. Da. Și eu! Și cum ne pregătim noi pentru sărbătoare? Le scriu scrisoile. Bravo! Mie mi-a luat deja. Și mie. Deja ați trimis scrisoarele? Da. Mie mi-a luat jucăriile. Și mie. Ce ai spus? Mie mi-a luat deja jucăriile. Na, asta e culmea. Dar cum a ajuns la tine așa de vreme? Ai fost mult mai cu minte. Foarte, foarte cu minte încât ți-a trimis așa de... Ok, deci v-ați pregătit, dar bradul l-ați învodopit? De, eu nu încă. Eu nu am învodopit. Păi dacă e prea de vreme, când se împodobește bradul copiii? Crăciunul! În așunul de Crăciun, da? Atunci se pot împodobește bradul. Pentru că dacă îl punem așa de vreme, se poate usca, nu? Da. Dacă îl punem cu o lună înainte, se poate pune? Nu se poate pune. Ok. Și sunteți pregătiți? Dar voi știți la ce emisiune ați venit? Nu știți. Cum se numește emisiunea? Dar ați mai văzut emisiunea noastră la televizor? Acum odată. Și atunci cum se numește? Cum se numește? Îi ajutăm. Începe cu spi. Spi? Spi? Spiriduș! Și cum o fi spiridușul ăsta al nostru care e tot timpul șmecher, buclucaș și încearcă să păcălească copiii? Cum e spiridușul? Ghiduș! Ghiduș! Hai să repetăm! Spiriduș! Ați ținut minte? Da! Ok, încă tare să vă auzim! Cum se numește emisiunea? Spiriduș! Spiriduș! Așa! Dar tot n-am auzit un pic mai tare. Spiriduș! Spiriduș! Asta da! Asta este, copilaș! Și invităm și pe copiii din fața camerelor să vină să ne urmărească, să se joace cu noi, să se distreze, să cânte, să confecționeze tot felul de lucruri, da? Invităm, da? Eu propun să începem cu distracție. Sunteți de acord? Ce preferi? Începem cu dans. Cu dans și cu distracție. Okay. Dansul este distracție, nu? Dansul este și distracție și pentru aceasta avem invitați
pe... Oare cine? Pe cine? Pe cine ați mai văzut voi la televizor când v-ați uitat? Pe Mini! Pe Mini și... Cine e prietenul lui Mini? Goofy! Goofy! Eu zic să invităm împreună aici să danseze cu noi și să ne cânte frumos! Da. Cât de veselă a devenit vrăbiuța noastră dacă i-am dat mâncare? Da! Cred că are chef de joacă și de dans. O ajutăm să danseze? Da! Păi voi invit să ne ridicăm, că vreau să ne legănăm ca o vrăbiuță. Voi știți cum dansează vrăbiuțele, da, așa? Da! Foarte bine! Dragilor, am cântat și am dansat cu Mini, nu-i așa? Da! Și acum îl avem pe Goofy lângă noi, care ne-a pregătit o surpriză, dar lăsăm să ne spună că nu am nicio idee ce vrea să facem cu aceste... Ce sunt aceste? Piulițe! Ok, Goofy, te rog să ne explici ce ne-ai pregătit pentru azi. Mulțumesc! Goofy v-a adus niște obiecte care, după cum ați spus, se numesc piulițe. Spuneți-mi dacă voi vreodată v-ați jucat cu așa ceva? Eu da! Te-ai jucat la ziua ta. Ok, înseamnă că te-ai jucat tot cu Goofy. Da. Dar ei ceilalți n-au reușit să se joace cu astfel de obiecte. Băieți, în trusa de scule a lui tata ați văzut astfel de obiecte? Da, da. Cum se numesc? Piulițe. Piulițe. Noi avem aici printre noi o zână. Și m-am gândit că ce-ar fi să-i construim noi un castel rezistent din piulițe. Ce ziceți voi? Încercăm să o facem fericită pe zână să aibă și ea un castel foarte rezistent? Da! Bun, atunci Goofy o să vă învețe cum. Vom avea de construit în trei feluri castelul. Trebuie să fiți doar atenți la Goofy. Spiriduș, Zână și Mini, vă rog să le împărțiți copiilor. Fiecare dintre voi are câte 7 piulițe.
Vreau să fiți foarte atenți la Goofy ca să vă explic cum vom construi castelul. Prima dată vom pune piulițele una peste alta, ele fiind puse cu tare. Hai să vă văd. Dacă fiecare reușește să le pună pe toate cele 7 piulițe, să vedem cum iese castelul zânei noastre. Păi nu o să poată să o fure niciun prinț din castelul ăsta de piulițe. Foarte bine, ferecată. Eu întâlnire așa. Bravo! Hai să vă văd și pe toți. Și eu. Ați reușit? Da. Ok, bravo. Prima probă din acest joc a fost trecută. Acum, toți constructorii își ruinează castelul. Ok, l-am demolat și încercăm o altă variantă de construcție. Fiți atenți la Goofy. Punem piulițele una peste alta, dar în dungă. Păi așa se dărâmă. Nu știu, o să vedem. E mic loc, să vedem ce ajutoare de nădejde are zâna noastră. Dacă reușește să-l primească și pe Spirinu și în castelul. Să ne te primesc în castelul meu. Ai terminat, Mimi, ești foarte harnic. Așa? Bravo! Se vede că Goofy te pune la lucru. Wow! Uite că și voi ați reușit. Haide, Spiriduș. Zâna e deja gata și a făcut și ea un castel. Mi-a făcut singură un castel. Stați că mai avem pe Aron să-l așteptăm. Sigur, care este foarte, foarte atent să nu greșească. Ai greșit, așa. Să te concentrezi și punem și acoperișul. Bravo! Ia okay. Te uite! Și ultima probă de construcția castelului, la fel îl ruinăm. Și va pregăti Goofy câte un băț, un băț simplu de frigăruie. Ia uite. Cu siguranță acasă pe la părinți ați găsit și astfel de obiecte. Încercăm să punem toate piulițele pe băț. Să vedem, reușim? Îl ținem așa ca și Goofy în mână, să nu scape piulițele. E ușor. Îi așteptăm pe toți să ținem cu mâna de la un capăt, să nu ne scape. Am reușit? Da. Aproape gata, mai avem un Rafael. Bun, ținem bățul așa cum v-a zis Goofy, foarte important ca să nu pierdem piulițele. Scoatem una dintre ele și o punem jos pe scaunel. Am pus? O punem așa în dungă, nu culcat. În dungă. Aceasta va fi fundația de la castel. Și acum începem să punem cărămizile, una câte una. Ne ducem ușor piulițele către vârful bățului, dar le ținem așa, bățul la orizontală. Și încercăm să punem una câte una deasupra de cealaltă, fără să ne folosim a doua mână. Ne concentrăm. Și eu care credeam că e cea mai ușoară probă. Dacă exersăm, nu o să fie greu deloc, Spiridușule. Uite-te, te rog, la cum. Cu câtă migală reușesc ei să-i facă un super castel. Wow! Dar voi de unde știți, copii, să construiți așa ceva? Mie atunci mi-a fost greu. A, deci tu deja știi, am înțeles. Foarte bine, ne concentrăm să ne iasă cel mai frumos castel. Da, nu știu dacă e bine. Eu cred că aici am așa probă. Și eu cred că... Dar cea mai grea! La această probă... Cum de altfel și la celelalte, nu este obligatoriu să le punem pe toate, cât mai multe, câte reușim fiecare. Nu-i nimic, Spiridușule. Eu am o idee. Și o luăm de la capăt. Pun numai 3 și zic că e om de zăpadă. Ia uite, nu? Și o ascundem pe zână după omul de zăpadă. Păi are nevoie și de un om de zăpadă, nu? Ia uite. Pentru că nu vezi și total... Mai ales acum iarna, nu? Sara.
Și trei ajung. Mai poți? Mai reușești? Așa. Bravo, copii! Fiecare ne-am străduit, Zână, să-ți construim un castel. Mulțumesc! Noi am zis să fie unul cât mai rezistent și l-am făcut din metal. Sper că ți-am adus bucurie. Foarte mare, mulțumesc! Și te ascunde în castelul tău. Chiar nu mulțumesc aveam până tuturor. Acum. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc mult tuturor copilașilor! Felicitări! Mulțumesc frumos, Goofy, că i-ai învățat pe copii să-mi construiască un castel și mie mi-ar plăcea să-l înfrumusețăm cu ceva. Poate ne ajuți tu. Da, vă pot ajuta, întrucât Goofy v-a promis că de fiecare dată pentru toți copiii cu minți din emisiune o să modelez câte un balon. Astăzi m-am gândit să vă pregătesc din baloane o floare. Și voi avea nevoie pentru floare de un balon din care să-i fac pe petalele, bravo, și tulpină și ce mai are floricica? Frunze. Și frunze. Haideți să încercăm. Vom începe cu petalele. Umflăm un balon albastru. Verde. Mulțumesc. Poți face o sabie. Să fac o sabie? Poți să faci. Pot să fac, sigur. Din baloane se pot modela multe obiecte. Eu am o carte de făcut baloane. Poftim? Am o carte de făcut baloane. Ai o carte de făcut baloane. Și eu mai le de astea. De data asta, Goofy o să vă modeleze ce am zis că modelăm. Floare. Acolo mi-am făcut floare. Ce anume? Mi-am făcut o coroană de iepuraș. O coroană de iepuraș? Iepurașul are coroană? Da, poate fi rege. Poate fi rege. Iepurașul rege. Regele. Okay. Hai să vedem cum ne ies petalele la floricică. Vom răsuci balonul. Ați văzut că l-am umflat de tot. Nu i-am mai lăsat loc unde să mai băgăm alt aer. Îl răsucim. O să ne iasă. Ne dorim noi o floricică cu 6 petale. O să vedem. Uneori se mai întâmplă când modelăm baloane să mai facă câte unul pop. Dar este doar un balon. Dacă se mai sparge, luăm altul. 6 petale, ce frumos! Ne-au ieșit 6 petale. Da. Exact că suntem noi aici, nu? 6 copii. Bun. Și acum am zis că îi facem la floricică, ca să avem de ce să o ținem, o tulpină. Da, la fiecare ne faci. Păi sigur, la fiecare. Fiecare copil se va bucura de un balon modelat din partea lui. Da, mai multe balane. Mai destule baloane. Da. Cum să nu? Și o să-i prindem colita. Dar nu ai destule baloane. Are Goofy. Sunt are. Suficiente baloane. Dacă voi sunteți cuminți, și Goofy are baloane pentru voi toți. Și am zis că-i facem și frunzulițe. Și pentru că Goofy duce surprizele până la capăt, mai am aici încă câteva floricele. Două floricele. Voi face un buchet din ele. Dar la fiecare ne dai câte flori de acolo, așa-i? Nu, ale două. Facem un buchet din flori și Zâna va avea cu ce să-și înfrumuseteze. Castele. Mulțumesc! Am și castel, am și floricele. Să vină prințul. Bravo! Bravo! Mulțumesc! Suntem din nou la rubrica Atelierul de Reciclare împreună cu Mr. Nicu. Ne-a pregătit niște surprize foarte interesante. După cum văd eu, nu știu dacă o să reciclăm astăzi sau o să gătim. Că avem niște macaroane, avem zahăr. Mr. Nicu, explică-ne și nouă ce reciclăm astăzi. Bună ziua, copii! Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Am o surpriză mare iarăși pentru voi, copii, pentru că până acum am făcut chitări, am făcut tobe, dar astăzi o să reciclăm niște materiale foarte interesante. În primul rând, am adus cu mine un flacon. Unul gol ar trebui aruncat la gunoi, așa-i? În mod normal.
Zână, l-aruncăm spiritușurile? Eu zic că nu. Nu l-aruncăm, așa e? Nu l-aruncăm. Ar fi bine, ar face să-l refolosim. Dar ce-am putea să facem? Să facem ceva frumos. Exact, ce-am putea să facem? Pentru că e sărbătoare. Să facem ceva de Crăciun, de iarnă. Da, 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 da. Păi, știi ce? Hai să pun mâna pe forfecă, copilaș. O forfecă și un flacon. Uitați aici. Îl tai. Luăm, așa, încep să tai. Foarte ușor se taie flaconul, se taie plasticul destul de ușor. Bine, voi copii, rugați pe mama să vă ajute, rugați bine? Rugați pe mama, rugați pe tata. Așa. Și avem aici un fund de flacon, da? Și o să-l vopsim acum, deocamdată, în albastru. Să văd dacă recunoașteți la sfârșit ce este. Zână, te rog frumos să vopsești și să colorezi acest flacon cu albastru de aici. Deci avem nevoie și de acuarele. Și de acuarele. Până atunci eu mă duc mai departe, Sara, și o să tai un pic mai frumos aici flaconul. Și îl tai un pic și mai sus. Așa. Și voi folosiți acoarele, nu? La grădiniță. Vedeți? Puteți să faceți. Bun, avem aici un tub de flacon, da? Și ce puteți face cu el? Dacă aveți, de exemplu, hai să considerăm că asta e o lumânare aici, puteți să o colorați foarte frumos cu roșu, cu alb, așa de sărbători, și să puneți pe lumânare. Și când e întuneric, o să se vadă foarte frumos printre flacon lumina lumânării de la lumânare și, fiind colorată, o să dea o atmosferă foarte frumoasă în casă. După aceea, am rămas cu un, tot așa, cu capătul de la flacon, mai tăiem un pic ca să facem frumos. Și poate aveți niște bomboane acasă, poate aveți niște fasole, puneți înăuntru și ziceți, o să se irosească aroma, un ceai, o să puneți, mă ajut un pic, te rog, da. Spiritușule, luați flaconul jos, da. Băgați asta printre, așa, deschidem punga și o înfășurăm. Așa. Și în momentul acesta avem fasole închisă ermetic. Nu iasă aroma afară. E foarte ușor. Puteți pune la frigider o brânză, o mâncare care ați pus-o într-o punguliță și se poate să se închidă ermetic. Vai, foarte, foarte, foarte ușor. Așa. Bun. Asta e pentru mămici. Asta e pentru mămici, pentru bucătărie. Așa. Aici este flaconul care punem la frigider. Avem lumânarea cu un tub foarte frumos care luminează foarte, foarte bine în întuneric. Și avem aici, dar ce să facem cu asta? Spiritușule, hai să iei tu un pic de culoare albă. Așa. Și să faci în partea asta, să faci aici niște punctulețe și să transformăm flaconul ăsta, poate este încă un pic ud, poate să lăsăm un pic să se uște, să-l facem ca un fulg de nea. O să facem și o gaură și se poate agăța, se pot face foarte mulți fulgi de nea, copii, să luați și voi, da? Fundul de la flacon. Și acum, hai să facem un pic de muzică. Asta a fost numai atelierul de introducere. Copii, pregătiți-vă pentru că trebuie să întreb pe Zână, te rog frumos să-mi spui, îți place sana? Foarte mult! Dar chefirul? Și mai mult! Și iaurtul? Foarte tare, mult. Tare mult! Înseamnă că ai ceva de genul ăsta acasă. În fiecare zi. Vai, ce bine! Uite, am și un flacon aici și să știi că putem face muzică cu asta. Acum, fiind și sezonul, sunt sărbătorile de iarnă, putem să facem niște shakere. Ca să cântăm, să ne acompaniem. Poate nu știm să când cântăm la chitară, la colindat, când mergem nu? La colindat. Exact. Poate nu știm să cântăm la chitară, n-am emovioară, poate nu mergem cu stația și cu toate după noi să sune tare. Putem face niște shakere. Fratele meu știe să cânte la pian. Foarte bine. Nu cred că se... Spiritușule, tu mergi la pian, duci pianul la colindat cu tine, dacă se poate duce pianul. Nu. Oh, din păcate nu, dar știi ce? Se poate duce un shaker, că e ușor, îl bagi în buzunar și cânti cu el. Uite, Zână, te rog frumos să pui niște... Ia, ascultați! Macaroane! Hai, pune niște macaroane acolo înăuntru. Bun, okay. Asta putem să punem la uscat. Uitați, copii, aici, cu un pic de color acuarelă albastru, după aia cu alb. Am făcut un fulg de nea. După ce se uscă, să știți că și luminează foarte frumos dacă punem o luminare în spate și se poate agăța și pe brad. Ăsta e un flacon destul de mare. Se poate să face să calceți cu unul mai micuț. Spiritușule, ai ajută-ne și tu. Da. Uite, fă un shaker cu ce oare astea avem aici? Niște fasole, copii, aveți și voi fasole acasă. Uite aici Zână, Spiritușule și Zână, așa. Și eu am și un flacon. Hai să pun și eu niște
niște zahăr. Și zahărul sună, dar un pic mai fin un pic o să sune, bineînțeles. Deci în funcție de ce punem în flacon, obținem sunete diferite. Exact. Pe scaun. Așa. Hai să punem un pic. Mulțumim. Copilaș, vă sunteți atenți aici? Atenție aici. Atenție. Dați să facem cu șecurile, da? Mergem la colinda cu șecuri. Da. Bușorul. Da. Cum începe cu bușorul? Pe noi. Cu bușorul. Așa. Copilaș, puțin și mânați. Lângă voi v-arăturați. Bun. Okay. Ei, dar cum arată? Nu-mi place. Sună frumos. Le putem folosi shakerele la colindat, dar ar trebui să punem ceva pe ele. Parcă să nu se vadă chiar că sunt niște... Exact, că niște flacone. Okay. Și uite, am eu o idee. Uite, eu am pregătit de acasă niște pompomuri, așa, albe, harnic, roșii. Am putea să le arătăm copiilor cum se face un pompom, ca să știe și ei acasă, să facă și ei căciulița la om de zăpadă, pentru că o să facem un om de zăpadă. Haide, Carina, așa. Uite-te, fiți atenți, copii, pentru că trebuie să învățați Zână, și voi să știți. Frumos să ții aici, așa, un pic mai aproape, și eu mai, așa. Și învârtim. Putem să cântăm între timp. Moș Crăciun, cu plete d'albe, a sosit de prin amet. Exact, să nu ne plictisim. Haide, Patricia, cine aduce daruri multe la fetițe și băieți. Așa. Mister Nicu, ia să vedem. Foarte bine. Ia uite. Eu sunt în viteza deja a patra deja. Bine, ca și cu mașinile. Așa. Tăiem jos frumos, e foarte ușor. Mai tăiem o bucată, copii. Obligatoriu bucata asta o să strângem aici. Așa, nu te teme. Cel mai important ca un pompom să iasă bine, dragi copii, da, trebuie să strângeți foarte, foarte, foarte tare. Să-ți iei degetele afară acum, Zână, ca să nu ai probleme cu degetele. Așa, ține un pic pompomul, ține-l un pic. Și acum eu să strâng foarte tare. Ține un pic acolo nodul, ține-l un pic. Așa, mulțumim, vă rog frumos să... Așa, numai un pic. Încă un pic, încă un pic. Odată. Gata, și mai facem un nod de siguranță. Întotdeauna nodul de siguranță este important. Unde este foarteca? Mulțumesc. De fapt, pe m-am adus două. Ascultăm pe Mr. Nicu. Așa. Și acum partea importantă este că trebuie să tăiem aceste... Trebuie să tăiem aceste bucle de aici. Băgăm într-o parte și începem să tăiem. Foarte ușor. Merge repede. Nu e o problemă. Și eu credeam că l-ai luat de pe vreo căciuliță. Nu, l-ai făcut, l-am făcut eu. Și acum, cel mai important și ce place mie, putem să facem, să modelăm. Uite, să-l ciufulim. Să-l ciufulim, exact. Să-l ciufulim. Și dacă ne rămâne un pic afară o bucățică mai mare, pur și simplu trebuie să... Ciufulește. Tăiem. Carina, ciufulește. Bine. L-am ciufulit și suntem pregătiți. Da. Hai, ok, de ce stai jos, da? Stai jos. Uite așa, jos. O să lipim acum pompomul pe el. Da? Hai, Carina, hai de aici. Și acum, fiind aici o culoare mai gălbuie un pic și o să folosim un fular la unde zăpadă roșu, o să mergem cu pompomul roșu. Da, Zână, te rog frumos să pui lipici. Pe capac, așa, nu? Pe capac, sigur, lipici pe capac, să lipim ăsta, da? Hai să punem și noi, că și noi am făcut pune pompom. Pune și voi acolo, da? Puneți un pompom, eventual puneți ăsta alb acum, să fie altfel. Așa, uite aici pompomul, pune-l tu. Ok. Uite, arată la copii. Ia uite, așa. Bravo! Pur și simplu îl lipim acolo, îl punem pe el. El în timp o să se lipiască. Așa. O să ne trebuiască și un fulărel să fie călduț. Și ca o căciuliță. Așa. Hai să lipim acum și fulărelul. Tot cu lipici. Tot cu lipici un pic mai jos aici. Bun. Foarte bine. Și acum, Zână, te rog frumos, fă-i niște ochișori, un năsuc. Băieți, jos, stați jos să vadă copiii de acasă. Așa, stați jos. Fetele, facem și noi fulărelul. Faceți un fulărel. Da? Uite, o să facem din ață roșie, nu ne da? Din ață roșie. Ai ață roșie. Mai am acolo, în afară, la ăsta. Aici nu, că-i de eu umbla cu ea. Ai adus? Unde e ăla? Aici, sus. Fetele. Una, nu, aia, ață, mă gândeam. Așa. Uite, că noi facem așa. Așa, din ață. Bun. Facem un fulărel din ață.
Și o să lipim mai departe, să facem niște năsturei. Copii, dacă aveți acasă niște tot așa pompom, dar foarte micuți, puteți să-i puneți ca și năsturei, dar puteți să folosiți și marker pur și simplu. Puteți folosi orice culoare. Fiți inventivi, fiți creativi. Să vedem zâna ce frumos colorează acolo, ochișori, așa. Și tot așa, acum o să lipim. O să te rog să... Ia fulorul jos deocamdată. Da, să-l iau jos. Să punem năsturei și după aia. Lasă-l un pic într-o parte. Așa, facem... Da. Am pus cam mult, nu contează. Nu contează. Așa. Eu vreau să mai bine să-i fac ochii și fulor. Vreau să-i fac. Punem... Unu. Facem toți copiii, o să facem toți. Bine, după ce ne explică Mr. Nicu. Trei. Hai să mai punem încă unul jos. 1, 2, să stea bine hăinuța. Să stea bine hăinuța. Facem colorat, toate culorile le-am folosit. Năsucu și gurița. Așa. Bravo! Ia uite. Și acum fulorelul, dar ce trebuie, va trebui să facem? Să lipim și sus aici. Pompoanele, stai să punem pompoanele, da? Așa. Hai, Sara, pune tu pompoanele. Uite, stea bine? Pomponelele. Năsturei. Da? Și bun, și acum încă o dată peste. Da, uite, pun eu lipici și tu pui acolo pomponul. Copii, orice material găsiți acasă, o bucată de... Uite, acum dă-i și la... Și acum o să se usuce. Acum o să se usuce și dintr-o dată avem un shaker, om de zăpadă. Așa. Nu-l scuturi prea tare să nu-i cadă Să nu cadă să se uște. Dar după ce se usucă... Wow, ce fular avem frumos aici. Foarte frumos. Trebuie să lipim. Vă place? Să nu fugă. Da. Ați fost atenți cum se face? Ați fost atenți, Rafael? Uite! Da? Copii, faceți și voi acasă. Aveți nevoie de niște flacoane goale, aveți nevoie de macaroane, fasole, de zahăr, orice orez puteți să folosiți. Faceți shakere din flacoane albe, din flacoane de sana, de chefir, de orice. În primul rând să beți frumos, să fiți sănătoși și după aceea când s-o goliți, nu le aruncați, ci le refolosiți. La revedere, mulțumim frumos! Mulțumim, faceți și voi acasă! Mulțumim pentru sărbători ideile. Fericite! Pentru această idee foarte frumoasă! Pentru că Mr. Nicu ne-a dat o idee așa grozavă, să mergem la colindat având niște shakere, eu zic să facem cu copilașii din platou. Sunteți de acord, copii? Da! Ei vor să facă pentru că vor să meargă la colindat. Știți voi să colindați? Da! Știu să colinde, așa că hai să ne apucăm de treabă! Dragilor, am cântat astăzi? Da! Am dansat? Da! Am fost harnici? Da! Și ce am mai putea să facem noi? Mai vrei să cântăm? Da! Și să dansăm? Și un pic de gimnastică, așa, să ne... Eram sigură că niciodată copiii nu o să refuze să cânte și să danseze, de aceea haideți să-l chemăm pe... Dar cu cine? Goofy! Nu! Pe Goofy
mine am jucat și cu mine am cântat. Și acum mai avem un invitat. Mr. Nicu. Hai, Mr. Nicu, alături Bună de noi. Bună ziua, copii, ce mai faceți voi? Te așteptam. Am văzut că ați construit castele interesante, ați făcut flori. Dar acum, știți ce? Haideți să mergem și mai departe în lumea poveștilor și să ne transformăm în niște pitici. Sunteți de acord? Hai, sus în picioare. Hai să vedem. Hai. Și ne doim un pic în unghi și mergem după mine. Haideți după mine. Odată un pitic care păzea un pod, nu te lăsa să treci până făceai ce zicea. Și astfel suna comanda sa: stai sus, întoarce-te, stai jos, stai sus, stai jos, stai sus, întoarce-te. Și acum stai jos, stai sus, întoarce-te, stai jos. Pitic care păzea un pod, nu te lăsa să treci până făceai ce zicea. Și astfel suna comanda sa: stai sus, întoarce-te, stai jos, stai sus, stai jos, stai sus, întoarce-te. Și acum stai sus, întoarce-te, stai jos. Odată un pitic care păzea un pod, nu te lăsa să treci până făceai ce zicea. Și astfel suna comanda sa: stai sus, întoarce-te, stai jos, stai sus, stai jos, stai sus, întoarce-te. Și acum stai jos, stai sus, întoarce-te, stai jos, stai sus, stai jos, stai sus, întoarce-te. Și acum stai jos, stai sus, întoarce-te, stai jos. Ați dat și voi acasă. Sta sus, sta jos, întoarce-te. Și noi aici am dansat foarte frumos, dar știți ce, copilaș, trebuie să știm și când să ne oprim. Când auzim cuvântul S-T-O-P, stop, trebuie să știm să ne oprim. Așa că hai să vedem dacă reușim să ne oprim la timp. Ia să vedem, dansăm împreună, da? Și voi acasă acolo, copilaș? Atenție, copii, ciuliți urechea aici la cuvântul pe care îl rostesc. S-T-O-P, spune ce să faci când tu l-auzi să te oprești. Stop! Fugi, 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 stop! Fugi, 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 stop! Fugi, 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 stop! Atenție, copii! Ciuliți urechea aici la cuvântul pe care îl rostesc. S-T-O-P îți spune ce să faci când tu l-auzi să te oprești. Stop! Mâna sus, stop! Mâna sus, stop! Mâna sus, stop! Atenție, copii! Ciuliți urechea aici la cuvântul pe care îl rostesc. S-T-O-P îți spune ce să faci când tu l-auzi să te oprești. Stop! Plimbă-te! Stop! Plimbă-te! Stop! Plimbă-te! Stop! Atenție, copii! Ciuliți urechea aici la cuvântul pe care îl rostesc. S,
S-T-O-P îți spune ce să faci când tu la o să te oprești. Stop! Plimbă-te! Stop! Mâna sus! Stop! Fugi, fugi, fugi! Stop! Bravo! Și pentru că se apropie cea mai frumoasă sărbătoare creștină, Mr. Nicu ne-a pregătit o frumoasă, frumoasă colindă de Crăciun. Noi o să cântăm împreună cu el. Sunteți de acord? Da. Și Goofy și Minnie și toți copilașii. Da, și Spiridușul? Da. Hai! Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeț și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, trompeta! Din bătrân se povestește când toți anii negreșit Moș Crăciun pribeac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, o trompetă mare, haide! Moș Crăciun cu plete d'albe încotro vrei s-o apuci, ți-aș cânta florile d'albe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun, o trompetă mică! Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeț și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bubu Toys. Aici găsești o gamă largă de jucării pentru toți copiii. Produsele Trudy, Sevi, GC Toys sunt prezente exclusiv în magazinul nostru. Bubu Toys, Satu Mare, strada Ice Brătianu, numărul 8. Magazin de jucării, doar jucării. Ce-am? Ia-l pe-am. Cu zăpată? Ce-ți uiți? Copii? Ia-l. Ai e?
Thank you.
Nu crezi tu că se cuvine să-și cer scuze imediat? Ce vor crede frățioare invitații despre tine? Iartă-mă, eu sunt Codiță. Ce-i cu graba asta mare? Nu m-ați anunțat nimic, nu va fi nicio serbare. Sanii anii noștri Crăciun se pare că a dispărut. De dimineață mi s-a spus că pe deași în poieniță alergam în jos și în sus cu o sanie codiță. Eu nu cred, azi Alexi nu a fost la credeniță. Stați puțin, unde-i codiță? Cred că a șters-o urechiată, fiindcă își cunoaște bine, nu mai e și nimeni altul știe locul cu pricina. Spiritușule, ce părere ai tu? S-au descurcat copiii astăzi la noi în emisiune? Cum nu? Foarte bine s-au descurcat toți copilașii. Da. Păi nu v-ați descurcat, nu am făcut, uite ce frumoase shaker-uri în formă de om de zăpadă, ce frumos ați dansat, ce frumos ați cântat. Cu prietenii noștri, eu zic că ne-am descurcat. Eu zic că ați fost foarte cuminți și foarte hainici și de aceea, în fiecare emisiune, copiii primesc o diplomă, ia uite, o diplomă pe care scrie ceva, dar hai să nu greșim, da? Hai să scrie fim pentru cei mai jucăuși copilași diplomă de participare, da? Și Zâna va chema pe primul copilaș, Sara, poftim, diploma ta de participare, hai să arătăm spre copilașii de acasă. Să vadă toți copiii, ce primesc copiii care vin la emisiunea noastră. Și noi vrem să primim o mulțumire și un pusic, da? Da, Sara? Mulțumesc, spune și tu mulțumesc. Mulțumesc. Cu plăcere. Așa, cel mai dulce pusic. Și acum am să chem și un băiețel, da? Pentru că așa trebuie, o fetiță, un băiețel, Luca, există un băiețel Luca, da. Uite, poftim de la noi, pentru că ai venit la noi și un... N-am auzit mulțumesc. Mulțumesc. Și noi mulțumim că ai venit la noi. Salută și pe, salută pe Spiriduș. Eu nu primesc pusic. Mulțumesc. Așa, Zâna. Rafael, am zis că o fetiță, da, mă, da, iert, fetiță. Mă iert, bine, urmează o fetiță. Carina. Ia, ți-au auzit copii. Uite, care ne-a spus mulțumesc. Să arătăm copiilor că ai primit o diplomă. Arată. Și un pusic. Ioi, ce dulce a fost. Mulțumesc. Eu mulțumesc pentru pusic. Da? Ok, acum să vedem. Să vedem Rafael. Poftim. Mersi. Mersi. Și mersi este ok. Mersi este din franceză, da? Da, păi tocmai am acolo în Franța, așa se salută. Că Rafael a fost în Franța, ne-a povestit. Și eu am fost în Franța. Și Carina a fost în Franța. Păi tu ai verișoară în Franța. Da. Da. Așa? Ok. Mai avem o fetiță, Patricia. Foarte cuminte și foarte frumoasă. Foarte cumintică. Mulțumim că ai fost la noi. Mulțumesc. Ok, deci urmează un băiețel. Băiețel. Și ce crezi că tu nu primești? Uite, uite, pentru tine, pusic, și mulțumesc. 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 Oh, și la Zână, și la Zână. Și acum? Și le felicităm și pe doamnele voastre educatoare pentru că vă învață atâtea lucruri frumoase pe care ni le-ați arătat și nouă astăzi și celor de acasă. Doamna Anca Vezentan și Doina Șuteu vor primi și ele o diplomă de participare din partea noastră. Mulțumim frumos! Și mulțumim copiilor din fața ecranelor care și astăzi ne-au urmărit cu drag și așteptăm data viitoare. Și aș vrea să nu uităm noi cu ce ocazie am venit în această zi la emisiunea noastră. Ce copilași sărbătorim noi în următoarele zile? Cine îmi spune frumos? Cine vine? Moș, dar ce sărbătoare mare? Ce sărbătoare? Ajunul de Crăciun. A, bravo! Așa. Și în ajunul de Crăciun vine Moș Crăciun, nu-i așa? Da! Pe la voi vine la grădiniță? Da!
vine la grădinița, așa, dacă sunteți... La toți copiii cu minți. Da, vine, și pe acasă sigur. Vine. Și trebuie să ne împodobim bradul, nu? Da. Noi avem brad împodobit. Da. Avem... Ce trebuie să apară acolo, oare? Cadouri. Lângă brad. Cadouri. Sub brad. De obicei apar? Cadouri. Păi trebuie să le aducă cineva. Oare vine și la noi cineva să ne aducă surprize? Ce credeți voi? Ați fost destul de cuminți? Da! Ia să vedem, să așteptăm. Așteptăm cuminți până vine? Cuminț, să vedem dacă vine și la noi dacă cineva. Dacă vine? Ce ați auzit voi acum? Moșu! E adevărat? Chiar să vină oare? Pot să cred! Copilaș! A venit la noi! Eu am fost aici, am ajuns mai devreme și v-am auzit foarte frumos. Ați cântat foarte frumos. Ați făcut niște oameni de zăpadă. Au fost foarte harnici, așa e pe copii. Și pentru că vreau să pun cadouri frumoase pentru copii frumoși, vreau să-mi cântați în primul rând o colindă frumoasă. Știți cumva o colindă? Ia să vedem. Care o cântăm? Care o știm cu toții? Moș Crăciun! Cu plete de albe? Da. Bine. Poate vă ajut și eu puțin. Sunt puțin cam obosit, dar poate vă pot ajuta și eu. Haideți păi să noi vă suntem mari. Hai că vă dau tonul și cântăm împreună frumos, da? Da. Moș Crăciun, 2, 3 și... Moș Crăciun, cu plete de albe, a sosit de și ne-aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrân se povestește când Moș Crăciun pribeac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Ce mult îmi place să aud copii colindând și pentru că nu vreau să vă mai țin foarte mult, abia așteptați să primiți niște cadouri, așa e? Da. Haideți să vedem cine vine. Haide tu, copilașule, foarte bine. Rafael? Poftim. Cum spui, mulțumesc. Ia uite, arată la copii, ce frumos cadou. Un puzzle cu moșu, nu pot să cred. Moșule, haide, Carinuță. De unde ai luat așa frumoase cadouri? Am de adus la... niște cadouri de la Bubu Toys. Foarte frumoase cadouri. Ei, de acolo cumperi tu, moșule, cadourile pentru copii. Haide, Patricia. Am auzit că este un magazin Bubu Toys, într-adevăr se numește pe strada aici, Brătianu, numărul 8. Voi l-ați văzut, copii? De acolo. Haide. De acolo a ajuns moșul și a cumpărat. Mulțumesc, moșule, tare! Mulțumesc! Spune-mi. Cât drum am străbătut să pot ajunge la voi. Mulțumesc. Dar am reușit să ajung. Haide, arunc. Mulțumim, moșule, că ai venit la uite noi. Nu ne dezamăgește nici într-un an, nu ne copilași, dezamăgește. Copilași, pare foarte bine, dar acum trebuie să mă duc, să mă aduc cadouri și la alți copilași. Noi te înțelegem, așa că le înțelegem la voi, pe Moș Crăciun. Și pentru că vreau să plec într-o atmosferă de sărbătoare, o să vă rog să mai cântați încă o strofă din Moș Crăciun, ca să pot să mă duc ultima și la strofă. Alți copii. Ultima strofă să o aud, dragi copilași. 2, 3 și... Moș Crăciun cu plete d'albe, încotro vrei s-o apuci, ți-aș cânta florile d'albe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Pe final de emisiune au sosit în studio la noi, în platou aici, copii de la școala Mircea Eliade să ne colinde și să se bucure alături de noi de sărbătoarea cea frumoasă pe care o așteptăm cu toții. Colinde, colinde, e vremea colindelor.
căci gheața se întinde asemenea oglinzilor. Și tremură brazii, mișcând rămurele, căci noaptea de azi, când scânteie stelele. Se bucură copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptă năpletele, de dragul Mariei și a Mântuitorului, lucește pe cer o stea a călătorului. Scoală gazdă din pătus florile tale și ne dă un colăcuț florile tale. Că mămuca n-o făcut florile tale, sântă dea să n-o avut florile tale. Pe când sunt o căpăta florile tale, căpata i s-o crăpa florile tale. L-o slăbit mama pe tata florile tale, de ce s-o crăpa copata florile, florile tale. Când copata o lipit florile tale, cuptorul i s-o urmit florile, florile tale. Când cuptorul o pornit florile tale, anul nou a și venit florile, florile tale. Peste noi. Am înțeles mai mult sau mai puțin despre Eter. Am încercat să fim mai buni sau mai pioși. Și acum, în prag de sărbători, simțim cum liniștea coboară ancestral în noi. E vremea colindelor, e vremea bucuriei, când minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le nobilează. Fie ca magia sărbătorilor de iarnă, cu zvon de cântece și clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare. Crăciun fericit și un an nou mai bun! Mulțumim frumos, copilași de la Mircea Eliade! Cei mai mici din emisiunea noastră au fost foarte cuminți și v-au ascultat cu mare plăcere. V-a plăcut, copilași? Da! Da! Ne-a plăcut mult! Mulțumim încă o dată și vă așteptăm cu drag și la anul! Mulțumim frumos! Dragii mei, aceasta a fost o ediție specială, a fost dedicată cele mai frumoase sărbători creștine, cea a Crăciunului. Am cântat, ne-am jucat, am dansat împreună cu invitații noștri, Mr. Nicu, Goofy și Minnie. Ei ne-au făcut foarte frumoase surprize, dar vreau și eu o surpriză pentru fiecare dintre ei. Știți de ce? Pentru că a fost ziua de naștere a lui Mr. Nicu zilele trecute și vreau să-i urăm la mulți ani împreună cu toți copiii. 2, 3, 6, 7, la mulți ani! Și Mini și Goofy au împlinit 2 ani de activitate, tot zilele trecute, înainte de Crăciun. Și încă un la mulți ani pentru ei! La mulți ani! Și mai avem o surpriză, tot din partea lui Mini și a lui Goofy. Primul CD de cântecele, pe care invităm pe ei să ne spună de unde să-l putem cumpăra. CD-ul se poate achiziționa doar prin a intra pe pagina de Facebook a Caravanei, Caravana Anima, și acolo veți găsi numere de contact ale noastre, ne puteți suna și ne puteți transmite dorința dumneavoastră de a achiziționa acest CD. Mulțumim frumos, vă mulțumim foarte mult invitații noștri și celor de acasă că ați fost alături de noi. Iar eu, pentru ei toți, pentru că s-au distrat și astăzi alături de noi, am o surpriză. Le-am pregătit aici, dacă tot am zis că avem baloane, un elicopter, pentru fiecare. Uite, și pentru tine.
Și să-ți modelez și altceva apoi? Ok. Uite, poți face schimb cu zâna cu elicopterul. De data aceasta să te plimbi către castelul zânei și zâna primește o floricică din partea lui Goofy. Mulțumim frumos! Mai dar de ce nu v-au primit noi? Felicitări pentru voi toți!